Welcome. I would like to request your attention for the signing of the first program of cooperation in the fields of education, science, culture, mass media, youth and sports between the government of Romania and the government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. On behalf of the government of Romania, Her Excellency Mrs. Luminița Otobescu, Minister of Foreign Affairs. On behalf of the government of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, the Honorable Ali Sabri, Minister of Foreign Affairs. And now the two ministers will proceed with the press statements. Bună ziua, domnule ministru. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența astăzi în România la sediul Ministerului Afacerilor Externe și pot să spun că această vizită are într-adevăr o importanță și o semnificație deosebită. În primul rând, este prima vizită a unui ministru de externe din Republica Socialistă Democratică Sri Lanka după foarte mulți ani, și mă bucur foarte mult să vă găzduiesc astăzi la București. Bine ați venit în România, domnule ministru. În al doilea rând, după cum ați văzut, am semnat împreună un document foarte important pentru colaborarea dintre țările noastre și anume primul program de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, mass media, tineretului și sportului. Salutăm decizia guvernului din Sri Lanka de a deschide o ambasadă în România. Decizia este o dovadă a bunei colaborări bilaterale în multiple domenii, în special în cele în care s-au înregistrat o dinamică ascendentă în ultimii ani, cum ar fi munca, educația, comerțul, știința și cultura. De asemenea, deschiderea noii ambasade ilustrează importanța în creștere a relațiilor României cu statele din zona Indo-Pacificului. Aș dori să îi mulțumesc domnului ministru pentru discuțiile deschise și substanțiale pe care le-am avut astăzi. Am trecut în revistă stadiul dialogului politic dintre România și Sri Lanka și am convenit asupra dezvoltării în continuare a dinamicii acestui dialog. Am discutat, bineînțeles, despre dezvoltarea relațiilor noastre bilaterale, inclusiv despre situația lucrătorilor sirilanchezi în România, dar și despre teme de actualitate ale agendei regionale și globale.
Găzduim în România o importantă comunitate de lucrători din Sri Lanka care își aduc la rândul lor contribuția la legătura dintre țările noastre. Visăm dezvoltarea potențialului de cooperare economică dintre țările noastre și, de asemenea, am stabilit că este oportun și important să lucrăm împreună pentru a identifica noi domenii de cooperare, fie că vorbim despre investiții, despre comerț, educație, despre agricultură sau alte domenii, inclusiv cooperarea în cadrul organizațiilor internaționale. Am discutat de asemenea cu colegul meu și despre relația dintre Uniunea Europeană și Republica Socialistă Democratică Sri Lanka, care este în plin proces de consolidare și diversificare. România dorește să fie parte și să sprijine acest proces în conformitate cu acordul de cooperare UE-Sri Lanka privind parteneriatul și dezvoltarea. Avem în vedere posibilitățile de a aduce contribuțiile noastre la proiectul pe care Sri Lanka îl dezvoltă cu Uniunea Europeană. Mă refer aici la conectivitatea Europa-Asia, care are o importanță geopolitică aflată în continuă creștere, astfel încât legăturile dintre țările noastre, inclusiv dintre porturile noastre, să reprezinte o bună oportunitate de dezvoltare. Totodată am vorbit și despre coordonarea noastră la nivelul Națiunilor Unite, am vorbit despre summitul ONU privind viitorul și am reiterat faptul că România, împreună cu statele membre ale Uniunii Europene, sprijină implementarea priorităților stabilite în agenda noastră comună. În acest context, mi-am exprimat convingerea că summitul viitorului, programat să aibă loc în luna septembrie acestui an, va avea scopul închegării unui nou consens global despre cum ar trebui să fie viitorul nostru, reprezentând totodată o bună oportunitate de a oferi Națiunilor Unite instrumentele necesare pentru a aborda provocările actuale și viitoare. Și cred că dacă ne uităm la ceea ce se întâmplă în România în aceste zile, schimbările climatice reprezintă o temă importantă pentru România și pentru Sri Lanka. Dialogul purtat astăzi a vizat, bineînțeles, evoluțiile geopolitice importante care conectează, de fapt, securitatea europeană de cea din arealul Indo-Pacificului. I-am prezentat domnului ministru, colegului meu, poziția noastră și preocuparea majoră dată de agresiunea nejustificată și ilegală a Rusiei în Ucraina și în acest context de necesitatea asigurării și respectării sistemului internațional bazat pe reguli. Îi mulțumesc încă o dată domnului ministru pentru consultările foarte bune pe care le-am avut astăzi. Vom avea ocazia să marcăm în cursul zilei de astăzi deschiderea oficială a ambasadei Sri Lanka la București, fiind onorată să particip la aceasta împreună cu colegul meu. Încă o dată, permiți, domnule ministru, să-ți urez bine ai venit la București și să vă invit să luați cuvântul. Excelența voastră, doamnă ministru Hodobescu, membrii delegațiilor române și srilancheze, dragi prieteni din România, în primul rând aș vrea să-i mulțumesc doamnei ministru și să exprim recunoștința mea pentru călduroasa primire pentru mine și pentru delegația mea și pentru ospitalitatea dumneavoastră. România este un tărâm cu un peisaj care ți-a respirația, niște munți foarte frumoși, delta Dunării, știți foarte bine. Dar
Ce iese în evidență este căldura poporului român. Obiectivul vizitei mele este consolidarea relațiilor noastre cu România și cu Uniunea Europeană și acordăm o mare importanță relației cu România în acest context, ca partener bilateral și ca membru important al Uniunii Europene. Sri Lanka și România au legături istorice de la înființarea relațiilor diplomatice din 1957 și cooperarea noastră a continuat să se lărgească. Ministrul de externe și cu mine am avut o discuție productivă când discutăm să vedem cum putem să lărgim și mai mult dialogul nostru și cooperarea noastră și pe aspecte naționale și pe aspecte internaționale. Mai înainte de asta am avut o întâlnire în Parlament și am avut un schimb de discuții și acolo. Mă bucur să avem ambasada srilankeză în România, pentru că aceasta este mărturia a importanței pe care o acordăm relației noastre. Și mă bucur că veți fi alături de mine la inaugurarea ambasadei. Momentul cel mai important al vizitei este semnarea acelui parteneriat cu care l-ați văzut. Primul program de cooperare în domeniile educației, științei, culturii, mass media, tineretului și sportului. Acesta va oferi un cadru pentru o cooperare extinsă și reflectă angajamentul nostru comun de a aprofunda și mai mult colaborarea în sectoarele de primă importanță pentru noi. Din punct de vedere economic, noi ne-am schimbat economia către stabilizare și către gestionarea crizei din 2022. România și Sri Lanka au locuri strategice pe hartă. România este regiunea Dunării și am discutat despre sinergiile și modul de a ne completa și avantajele pe care le-am avea dacă promovăm cooperarea noastră. Folosind această poziție geostrategică, noi ne poziționăm în lanțul valorii global și suntem alături de Pakistan, Singapore și Thailanda și vrem să ne alăturăm parteneriatului cuprinzător regional de asemenea. Așteptăm să privim cu nerăbdare către consolidarea relațiilor noastre. Am vorbit și despre colaborarea în agricultură, în siguranța alimentară, educație, dezvoltarea unei economii circulare, durabile, energie verde, securitate cibernetică și TIC. Pentru a dezvolta și mai mult parteneriatul nostru economic, așa cum a spus și președintele Camerei de Comerț din România. Aceste lucruri sunt foarte importante și pentru Sri Lanka și pentru România și așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm colaborarea. Mâine mă întâlnesc cu doamna ministru al muncii și acest lucru ne va ajuta și mai mult să continuăm acest proces. Trebuie să dezvoltăm turismul și schimburile pe piața muncii și trebuie să spun că în această aseară și azi dimineață m-am întâlnit cu Sri Lankezi și m-am bucurat că au venit la mine și au vorbit cu mine și am întrebat cum se simt și mi-au spus că în România se simtă ca acasă. Oamenii sunt foarte primitori, foarte călduroși, foarte ospitalieri și este un avantaj foarte mare pentru noi să avem contact uman. Și cred că asta este fundația relațiilor noastre și ne dă încrederea că aceste lucruri vor duce la o colaborare și mai mare între cele două națiuni ale noastre. Vă mulțumesc foarte mult!